Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a treia a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Așadar, cazul, suntem la cazul domnului Florin Sinescu și vrei da, să menționezi un... Da, vreau să menționez la doua fapt, dar am vorbit de ANE, da. Agenția Națională de Integritate, care, deci cu părere spun, eu consider la ora actuală o instituție parazitară și nu prin scopul ei lucrativ, da, care este foarte bine gândit și stabilit, ci prin, nu știu, cei care o conduc, cei care lucrează acolo, dar prin oamenii care o compun, sau cel puțin o parte din oamenii care o compun. Da. Pentru că tu să ceri, faci plângeri împotriva cuiva pentru că nu a luat o măsură care nu-i prevăzută nicăieri în lege. Da. Da. Deci ai făcut plângeri împotriva prefectului pentru că nu l-a eliberat din funcție pe un primar. Dar prefectul nu avea nicio bază legală să-l elibereze din funcție. Da? Și totuși fapta asta a fost trecută, considerată ca o faptă penală și s-a deschis, da, a fost da, pus într-un dosar. Dar cei de la ANE n-au juriști acolo, nu știu ce și cum. Deci nu știu că prefectul nu avea cadru legal să le elibereze din funcție și nu spunea nicio lege că trebuie eliberat din funcție pentru conflict de interese. Iar dacă tot vorbim de ANE, ajungem la niște modificări legislative realizate în Parlament la finele anului trecut și care au fost extrem de criticate. Dar e vorba de o lege prin care au fost reabilitați, da, parlamentarii care au fost condamnați penal, da, pentru faptul că și-au angajat rudele la camerele parlamentare. Dar la începutul anului 2000 s-a întâmplat, da, asta. 2000, a fost 2007. O perioadă de 3-4 ani, da, în care și-au angajat rudele. Au sărit toți. Puterea spală corupție. Da? Da, da. Bă, nu, stai puțin. Dacă te uiți din afară, așa e. Da? Avem niște parlamentari condamnați penal, da? Și vine puterea și dă o lege prin care li se șterge. Da? Iar parlamentari, bun, sunt mulți de la USR care, cum zicea și Vosganean, nu erau născuți la Revoluție. Da? Da? Puterea, bă, opoziția s-au spălat, corupți între ei, nu știu ce. Dar ia hai să analizăm puțin. Vorbim de anii 2000, deci o perioadă când nu era, reglementată, da? Când parlamentarul avea camere parlamentar. Trebuia să angajeze niște persoane acolo. Mulți și-au angajat frați, surori, da, soții, mame. Imoral, în fond. Până... Bun, imoral. Acum te întreb, oamenii ăștia și oamenii au și dreptul la un loc de muncă. Da. Da, că-s rudul unui parlamentar... Nu. Bun, pot. Legea la vremea respectivă nu interzice. Stai, așa, da. Parlamentarul vrea un om de încredere. Deci există, da, niște argumente. Da. Dincolo de asta. Bun, poate fi imoral, cum ai zis tu, da? Dincolo de asta, nu exista nicio lege care să interzică angajarea unei anumite persoane sau unei persoane care are un grad de lieutenant cu parlamentarul. Deci nu exista nicio reglementare, nu exista lege care să spună, acum există. Da. Deci există. După povestea aia s-a făcut un cadru legal, ceea ce e foarte bine și e clar. Da. Da? Deci a fost o perioadă... Și tot în mandatul PSD, dacă nu mă înșel, odată cu PNA-ul, da? Actualul DNA. Da? S-a făcut cadru legal? Cel puțin DNA-ul, anii un pic mai târziu. Da, în fine, mă știu. Deci a fost o perioadă câțiva ani în care nu era interzis să angajezi la cabinetul parlamentar vreo rudă. Deci vreo persoană care ești în grad de rudenie până la nu știu ce... Până la nu știu ce gaz, mă repet. Da. Mai mult, nu parlamentarul era cel care angaja. Da. Da? Parlamentarul își lua fratele, sora, mama, soția și mergea la Camera Deputaților sau la Senat. Și acolo îi depunea dosarul. Da? Instituția angaja, nu parlamentarul. Deci parlamentarul nu făcea actul ăla de angajare. Astea sunt procedurile. Noi am putea spune, sunt niște chichițe pentru... Bă, atunci... Mai mult. Avem cazul unui parlamentar suedean condamnat. Da. Vorba de Gervazien Logher. Da. Da? Care și-a angajat fratele la cabinetul parlamentar. Da. Și care, înainte și-a angajat fratele, a mers la Camera Deputaților și a făcut o hârtie. Și a spus, prin prezent vă rog să-mi spuneți dacă este legal să-mi angajez fratele. Și a spus, da, este legal. Da, și-a angajat fratele. Instituția care face legi pentru România. Da, da, este legal.
A mers în instanță cu asta, nu i-a luat nimeni în seamă. L-a condamnat. A fost privat de niște drepturi și libertăți. Nu vreau să înțeleagă, eu nu plâng nimic mila parlamentarilor. Eu sunt în parlamentul ăsta o mulțime de oameni care n-au ce căuta acolo. Deci, da. În fine, nu vreau să mai discut despre asta. Da? Dar, hai să încercăm să fim corecți. Deci, anumiți oameni, câteva sute de oameni din țara asta, e drept parlamentar. Avem exemple și hai să corectăm. Da. Au fost condamnați pentru că au făcut ceva ce nu era pedepsit din nici o lege din țara. Sau interzis de o lege. Deci nu era interzis nicio lege. Da? Mai mult, când au întrebat instituția abilitatea, a spus că e în regulă. Da. Și atunci, oricine dintre noi poate fi pedepsit azi pentru că unea de la ANI, care poate a vrut să fie pe o listă din parlament, la un partid și n-a reușit, ea i s-a pus lui pata parlamentar, ia hai să mă răzbune o leacă, da? Poate vorbesc prostie, dar mă rog. Mm-hmm. Oricare dintre noi poate, în actuala legislație, poate fi condamnat pentru fapte care nu există. Așa a fost cazul parlamentarului acesta. Da. Deci nu e normal să întâmple așa. Și cât tam-tam s-a făcut. Și cât tam-tam, da? Că și-au angajat rudele, cu mătrii, nu știu ce. Bă, interzicea vreo lege asta, da? Da, putem să-i acuzăm de imoralitate și așa mai departe. Imoralitate, incompetență, da. Mulți s-au dus acolo să-i căpătuiască și așa mai departe. Da, da. Nu fac nimic, iau o grămadă de bani. Da, să discutăm și am mai discutat și vom mai discuta despre acestea parlamentarilor. Care sunt mulți, cei mai foarte mulți sunt de cor acolo în Parlament. Da, în fine. Așa, acum să revin la prefectul Sinescu. Cea a doua faptă care era iar extrem de gravă, era atunci, noi ne-am făcut haz din necaz. Pe scurt, cum era povestea? Primăria, care primărie? Brodina, da. Brodina, da. Angajase o lucrare cu societatea de prima. Da. Test Prima a făcut lucrarea, dar primăria n-a plătit. Firesc, cei de la Test Prima au dat în judecată. Că trebuie să plătească salarii, bun, salarii ca salarii, dar trebuia să recupereze banii investiți acolo, că materialele costă, și era vorba de miliarde de lei vechi. A dat în judecată, Firesc a câștigat și a obligat instanța prin finanțe, a pus sechestru pe conturile primăriei. Și cei de la Test Prima au câștigat și despăgubiri, i-a obligat instanța primăria Brodina să plătească despăgubiri de, dacă ți minte, 1 miliard de lei vechi. Da? Da. Penalități din întârziere și ce mai erau pe acolo. Da? Ce a făcut prefectul Sinescu? Practic, activitatea primăriei Brodina era blocată, având conturile, având sechestru pe conturi. Da? Și toți banii care urmau să fie plătiți la societatea Test Prima, absolut normal. Ce a făcut Test Prima e un lucru absolut normal. Da? Deci banii urmau să fie, tot ce intra în primăria, în conturile primăriei, urmau să fie plătit la Test Prima până la achitarea, până la stingerea debitului. Prefectul ce a făcut? I-a pus la masa negocierilor pe cei de la primăria Brodina și pe cei de la Test Prima. Și a discutat. Și a discutat. În urma discuțiilor, da, s-a căzut de comun acord asupra următoarelor lucruri. Test Prima să facă demersuri împreună cu prefectul pentru ridicarea sechestrului, da? Primăria Brodina să plătească 500 de milioane de lei vechi, vorbim, pe lună, până să-și achite datoria, și Test Prima să renunțe la penalitățile de 1 miliard. Da. Da? Deci negociat? Bă, toți a zis, bravo, prefectul. Nu. Prefectul a intervenit și a vorbit și la finanțe, a sprijinit pentru a ridica sechestrul. Da. Da? Da. S-a ridicat sechestrul și vine acuzația DNA, care sună, prefectul e vinovat pentru că făcând această chestie cu aducând miliarde de lei, aducând masa așa, și-a depășit atribuțiile, spune așa, și a păgubit statul român. Cum? Păi Test Prima nu mai primește 1 miliard de lei de spăgubiri. Și dacă nu primește 1 miliard? Dacă nu primește, dacă primea, după ce primea 1 miliard de lei de spăgubiri, din banii aia trebuia să plătească impozite la stat și așa, 120 milioane. Da? Deci statul pierde vreo 200 de milioane de lei. A, că statul bunul câștigă statul, tu primăria Brodina, bani publici, da? 1 miliard de lei care renunță, nu, aia nu contează. Da? Deci prefectul a acuzat că prin chestia asta a păgubit statul cu, mă rog, TVA-ul și mai fost aferent, deci cât ar fi vreo 200 de milioane de lei, cât era, din miliardul ăla. Da? Se pare aberant.
Și acum a venit procurorul la DNA și ce spune? Fapta nu este prevăzută de legea penală. Mai mult, spune procurorul, o soluție bine gândită de prefect și realizabilă în favoarea primarului Melen Vasile Viorel și în favoarea primăriei. Da? Procurorul mai mult îl laudă pe prefect pentru faptul că s-a implicat și spune că asta era datoria și obligația prefectului prevăzută de lege. De a interveni în astfel de situații și de a rezolva, de a duce la masa negocierilor și discuțiilor oamenii pentru a rezolva situații de acest gen. Iată cum, ca să concluzionăm cu legile astea, cum legile actuale permit astfel de abuzuri. Da? Permit să iei omul în baza unei bănuieli, da? Ori de asta trebuie schimbate legile justiției, ca să nu mai fie permise astfel de abuzuri. Dar nici un procuror să nu te mai ia, să te bagi la arest, te țină 24 de ore și după aceea, după un an jumate, 2-3, să-ți ia nici pe urmări penale. Bun, după unele voci, după unele minci, cam așa e, atât timp cât ești funcționar public, polițist, jandarm, politician, merită să fie abuzat. Așa e privită până la urmă, cum ai spus și tu. Nu, din păcate... Se cântăresc asemenea chestiuni foarte superficial. Da, din păcate, acum eu nu plâng din mâna politicienilor. Da. În actuala situație în care e țara și actuala imagine care o au ei, deci pot spune și au făcut-o cu mâna lor. Da. În țara asta, corupția e la vârf după ani, din anii 90, țara e condusă, stă pe un, nu știu, un munte de corupți sau cum. Da. Cum să mă exprim, da? Deci corupția e mai toate instituțiile și nivelurile, da? E firesc ca omul simplu să fie revoltat și să privească, să fie pătimaș, da? Să lupte vehement împotriva și fără discernământ, dar nu spun cu răutate, da, împotriva corupției. Nu modificați legile, pentru că percepția omului care omului simplu care a avut s-a ciocnit de corupție, da, s-a ciocnit de corupție, repet, de la ghișeu, aproape de la orice nivel, da, de la ghișeu până la medicul. Da, uite cum avem acum cazul ăsta medic, celebrul medic Lucan, ai văzut ce da, se întâmplă. Da, da, da. E absolut firesc ca omul să fie revoltat și să spună nu modificați legea justiției pentru că el are impresia că nu va scăpa în veci țara asta de corupție. Da? Ei, aici trebuie puțin nuanțat. Trebuie modificate legile ca să scăpăm de corupți, dar să și garantăm respectarea drepturilor omului. Deci. Chiar dacă asta sună cumva, sună pentru mulți care nu se pricep, nu că nu se pricep în sensul că nu au intelectul pentru a judeca și aprecia. Nu se pricep pentru că nu se documentează. A fi radical nu înseamnă că e și drept. Dar nu vor să informeze. Da? Da. Și atunci asta știu. Și repet, într-un cuiva justificat, pentru că corupția presupune și multă implicare, multă muncă, mult profesionalism la nivelul celor care sunt în situația asta de a da, asigura. Și corupția, da, și dincolo de corupție, corupția și incompetența. Da. Iar incompetența e legată tot de corupție. Da? Pentru că la multe niveluri sus, în instituții centrale, da? Deci în ministerii, în instituții centrale, sunt oameni incompetenți și care sunt numiți, dacă o luăm așa, tot pentru un sistem de corupție, prin cumătrii și relații și așa mai departe. Da? Cum ai spus tu, hai să avem încredere, să avem un om de încredere, da? Până la urmă, să avem de încredere, da? Încredere înseamnă să fii și un profesionist. Un om de încredere la un cabinet unde n-ai acolo decât de aduna niște bani, niște chestii simple. Și la nivelurile celelalte. Alta e să ai un om de încredere. Că e din credere. Dar trebuie să-l ai profesionist. Da. La un minister, că am ajuns în situațiile astea paradoxale, să nu putem accesa fonduri europene. Pentru că la ministerie nu s-au tradus niște caiete, nu caiete de sarcină, cum v-ați spus, ghiduri, da? Da? Nu s-au tradus niște ghiduri, e adevărat, de câteva zeci sute de pagini, da? Da? Deci oamenii nu știu, deci nu se pot accesa, sau acum nu știu dacă s-a reglementat, dar multă vreme, deci un an, și ceva, nu s-au accesat fonduri europene pentru că nu erau traduse ghidurile în limba română. Da, deci nici că s-au apucat să... Și nici nu, e aberant. Da. Și de asta zic, incompetența care... Și incompetența e promovată numai la instituții centrale și la instituțiile județene. Da. Nu vreau să dau exemple acum la început de an, dar oricine dacă se uite la câteva instituții din județ, vede niște oameni care n-au ce căuta în fruntea instituțiilor. Da?
Mamă, tot un fel de corupție și asta. Când ăsta e pus de cineva de la București, când vede că, bă, ăla habar n-are, incompetent da. Total, da? Nu știi să lege două vorbi și tu pui șef de instituție. Omul tot un act de corupție îl vede. Așa le și atunci, hai să spun că e justificată revolta oamenilor împotriva corupției în general. Repet, partea proastă e că omul nu mai are răbdare, deci nu mai are răbdare să stea să analizeze. Să stea să analizeze, să documenteze. Da? Omul e radical. Tu ai selectat aici, când ne apropiem de finalul emisiunii, mesajul surprinzător al lui Mihai Tudose de da. Anul nou. Așa, spune așa, mi-aș dori ca în anul 2018, anul centenarului lui Marii Uniri, să avem puterea de a transforma fiecare reușită individuală într-una de grup, așa cum au făcut înaintașii noștri. Numai împreună, uniți și solidari, putem ține vie conștiința românească și putem duce România 100 de ani mai departe. Deci asta e ideea, numai împreună, uniți și solidari. Da? Dar să ne și ascultăm. Să ne și ascultăm. Asta spune, Mihai Tudose face apel practic la solidaritate. Da. Da? Hai să fim solidari, să ne ascultăm unul pe altul cu argumente, fără patimă, da? Să luptăm toți, da, împotriva corupției, că corupția e un flagel, de asta suntem unde suntem, de asta avem autostrăzi, da. Toate țările, până și Bulgaria a făcut autostrăzi la un cap la altul al țării. Noi suntem ultima țară din Europa în privința autostrăzilor. Din ce cauză? Din cauza corupției. Că decât să acceseze fonduri europene, au preferat să facă investiții din fonduri guvernamentale. Că din fonduri guvernamentale poți să ciupești. Tu îți faci prețurile. Așa e. Pe când fondurile europene, banii de acolo din fonduri europene, aia trebuie să deconteze fiecare eurocent. Și atunci ce să acceseze fonduri europene? Să muncesc, da? N-avem, am avut miliarde de euro pentru autostrăzi. Nu am făcut. De ce? Că-s corupți. Că-s corupți cei care ne conduc. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să discernem puțin. Atunci când vorbim despre legi, să stăm să analizăm, nu modificăm legile ca să... Că dacă modificăm legile, înseamnă că se oprește lupta împotriva corupției. Nu se oprește. Da. Modificăm legile în așa fel încât... Asta e problema mea. Sus, da. În așa fel încât să susținem, să asigurăm respectarea drepturilor și libertăților oamenilor. Indiferent că el este poate acuzat, da, și încă nu a fost nefiind condamnat, da, că există acea prezumție de nevinovăție. Și asta, da, dacă da. A devenit o sintagmă care, știu, e tratată cu multă scuze flegmă. Da, corect. Unii oameni, da. Mai avem câteva minute până la final, pentru că ai menționat faptul, apelul premierului la solidaritate, cum vezi, pentru că da, am intrat deja în 2018 și vorbim despre centenar, despre acest an, cum îl vezi din această radiografie, din perspectiva acestei radiografii realizate de tine, cum va fi acest an 2018, suta asta de ani pe care o împlinim ca stat, ca un stat important în Europa, mare, va fi anul învrăjbirii, tot sau vom fi mai uniți? Eu nu... De ce să fac previziuni, dar ținând cont de... De veninul pe care l-am adus din 2017 da, spre 2018, mă îndoiesc că va dispărea, să va stinge veninul ăsta în 2018. Sunt convins, acum sunt convins că vor fi reluate și protestele de stradă da. Și... Da. Toată disputa asta politică, iar spun, fără discernământ. Oamenii stau să acuză unul pe altul, dar fără să analizeze, să fie cât de cât obiectivi. Circul ăsta care a fost în Parlament, n-am avut niciodată, numai vremea lui Vadim da. Tudor, Dumnezeu să-l ierte, am avut circ de la în Parlament și odată a fost. Cu... Îl mai iertai da. Pentru că era un... Era un boiem până la urmă. Da, da. Da? Atunci au fost condamnarea comunismului. Da, da? Da, exact. Odată, atât țin minte, da? Da, atunci acum a fost circul fiecare și mai ales era de fapt toată chestiunea, tot circul respectiv, că a fost circ, da? La vremea respectivă, dreptat împotriva președintelui, fostului președinte Băsescu, în fond. Corect. Dacă nu era persoana dumnealui, bănuiesc că nu mai era ta...
Acum avem Atacir în Parlament, cei de la USR, care am văzut și zile astea niște oameni de la USR, băi, demn de toată admirația. Și omul ăsta care a iscat, practic, scandalul doctorului Lucan. Da. Da? Îmi place cum vorbește, frumos. Da. La obiect, nu l-am mai văzut până acum. Da. Da? Dar sunt și alții care feniți acolo așa numai să fac, gata, știu, scoate. Deci fizicul nu-i ajută. Da, stă, filmează cu telefonul în bancă, ești corupt, ești nu știu ce. Da. Noi... Uite, deputatul asta... mitraliere cum stă și râde la mine. Râdeți, râdeți. Da, moțule. Da. Păi cum poți să spui? Ai tu un document, știi tu, o instanță s-a pronunțat asupra deputatului mitraliere, care nici nu ești. Da, bun, deputatul mitraliere, da. Care, cum zic, e jenant și ăla. Da, dovedit instanța că este hoț. Care le-a făcut, știi? Da, absolut. Dar îi spui și... Nu l-am. Eu spus... Parlamentul de la, celui de la deputatele la PSD. A, Șerban? Da, Șerban Nicolae. Da. Că sunteți hoți, că nu știu ce. Ai l-o condamnat cineva pentru asta. Da. Vezi, asta e imaginea clasei politice. Ei o fac. Ei. Ei o fac și după aceea spun de ce lumea n-are încredere în Parlament. Da, cum, de ce consideră parlamentarii hoți și așa, da? De ce nu e respectată această instituție? Păi uite ce nu e respectată. Da. Da? Pentru că e circ, pentru că în loc să abordezi niște probleme, ai instanții, curtea constituțională în care... Și pentru că ai angajat rude la cabinet. Cu toate că legea nu ți-a interzicea. Da. Ne întoarcem la un aspect al discuției. Era atât de simplu să... Imediat, da. Corupție, și-au spălat corupție. Hai să vedem. Acolo în cei spălați, cu ghilimele, da, de rigoare, sunt de la PSD, PNL... Cam destui. Nu toate partidele sunt. Da. Ce mai fi fost și pe vremea aia, ce partidul mai fi fost. Da, PRM-ul a dispărut. Da, sunt convins la PRM. În toate partidele, da? Toți erau hoți, toți erau bandiți. Da. Era ceva ce legea nu interzicea, da? Noi, o să fie tot așa... Două vorbe despre ce se va... Noi continuăm, din păcate, în ritmul ăsta, care din 2017, cu ură și... dezbinare, așa? Da. Pentru că există o altă interesele de grup, există o altă interesele politice și lupta asta politică, da? Mm. Există dezinformarea. Nu este niciun interes de a discerne toate informațiile. De a discerne, de a analiza și de a fi o uniune națională, de a fi solidari toți. Cui ajută asta? Pe anumite proiecte, da, să fim... Dacă, pe anumite proiecte, bun, asta vorbim noi de multă vreme, să fim solidari proiecte și la nivel național, da, și la nivel local, da. Dar cui ajută asta? Deci, cui ajută să fim solidari? Ajută politicianului? Nu. Că dacă suntem solidari, ce înseamnă? Că e liniște și pace. Da? Și dacă e liniște și pace, cei de la putere mai câștigă procente, cei din opoziție pierd. Da. Ăștia suntem noi, indiferent cine la putere și în opoziție. Da. Deci nu o să fie liniște, că n-au niciun interes. Bun, dar eu nu spun neapărat să fie liniște, dar să fie o activitate, nu vreau să spun neapărat bătălie, dar să fie ceva constructiv. Chiar să fie o bătălie, dar să fie constructiv. Valine, noi mai discutat asta. Da. Noi români avem nu prost obicei, noi contabilizăm reușitele la cel care la putere. Da? Într-un fel e normal. Da. Da? Asta poate că cel care la putere tot timpul știe să-și vândă marfa, cel din opoziție nu știe. Da. Da? Am mai discutat la fel, se întâmplă și la nivel local și județean și național. Da. Proiecte poate bune sunt blocate sau sunt faultate, să spun, da? Pentru că cei din opoziție, repet, indiferent care e opoziția, da? Da, că azi e PNL, PMP și USL, că mâine e PSD, deci noi vorbim asta nu de azi, vorbim din 90 încoace. Da. Tot timpul opoziția a pus piedici, dacă face ăla și adună procente, da? Și la alegeri următoare e greu să-l ajung din urmă. Asta ar trebui să fie ultima lor grijă, să ai argumente. În campanie electorală să ai argumente, că pot face mai bine. Uite, are un plus până aici. De ce nu se face? Iar am mai discutat noi asta. A fost acea propunere la un moment dat cu proiectele de uniune națională. Da, pe învățământ. Da. Este și un protocol semnat între partide acum câțiva ani în învățământ. Și ar fi așa de simplu. Domnule, hai în învățământ, stăm toate partidele, le analizăm. În infrastructură, uite, asta facem, da? Da.
Și după 4 ani de guvernare, eu contabilizez. Eu, partidul care am fost la guvernare, din ce trebuia să fac, am făcut atâta. Da? Voi, alegătorii, judecați. E bine, evaluează bine. Dacă da? Mergi și facem un proiect pe 20 de ani, pe 10, pe 30 de ani, habar n-am pe cât. Da. Dar pe un termen lung. Și care să-l respecte, bine, la învățământ cum asta, au semnat toate partea, da. Nu a respectat niciunul. Da? Să respectăm. În fiecare ciclu electoral, când se termină un ciclu electoral, când vine noua putere, noua putere vine deja pe un proiect pe care trebuie să lucreze. Nu trebuie să facă decât, nu trebuie decât să lucreze pe... Poate mai repede și mai bine. Da, sau? Și atunci cred că ar fi... Da, uite cum ai spus, deja nu trebuie să mai inventezi programe noi. Da. Au proiectul pe care trebuie numai să-l supraveghezi și să-l ducă la îndeplinire. Da? Nu interes. Pentru că, repet, să contabilizează reușitele în dreptul celor la putere. Și atunci... Eu ce câștigă la din opoziție? Că mâine nu mai am alege electorat. Păi nu câștigi, dacă te opui fără argument, dacă te opui fără argumente, tot. Asta e, că mă opun singur argument românesc, scuzat în fie expresia, bapea mătit. Știi? Asta e expresia românească, da? Nu vin cu argumente. Sau reinventăm pe Gică Contra, da? Da. Și nu vin cu, domne, au avut, hai, luăm ca Suceve, primarul lungul aia, noi, partidul în opoziție care suntem azi, l-am susținut și am adus și îmbunătățiri. Uitați îmbunătățiri, da? Și punem afișe prin oraș. Noi, Suceava, PSD-ul e în opoziție, da? PSD am susținut proiectul inițiat de primarul Lungu și am adus următoarele îmbunătățiri. Pac, pac, pac. Să vadă lumea. Da. Deci putem laude-te să ne facem campanii și dintr-un proiect bun al primarului, al viceprimarului, într-un proiect bun al opoziției. Dacă vrem. Dacă vrem. Nu vrem. Mulțumesc pentru participare. Cu multă plăcere. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, numai bine.